Raider, Kunkka, Adron, Edim, Zeuț, i-ați văzut mai devreme, iar în dreapta, deja o să încep cu Smek, care deschide cumbul în pop, îl vedem pe Modo, care intră foarte aproape de Z, încearcă să se dueleze cu jucătorii de acolo, Smek deja trage, face al doilea kill, doboară pe Kunkka, acum la se învișește Zeuț, care este doborât de către Raider, dar kill după kill, one tap, încep să obțină controlul acestei runde și Smek o încheie cu un triple kill, frumos! Foarte frumos. Ivy Rider este acolo să-i întâmpine. Totodată Kunkka și Edim sunt în aceeași zonă. Să vedem cum o să decurgă aceste conflicte. Edim deja acolo doboară unul. Rider vine și el cu răspunsul refrag din partea lui. Cu toate astea ajungem într-o situație de 2 vs 2 în numai 15 secunde. Lucrurile se întâmplă, aș putea spune, lightning fast din partea ambelor echipe. Da, un fac bun pentru Sinners acolo, însă au fost prins și un pic out of position, cum că a fost prins cu spatele, dar o situație bună pentru Adron aici. Se vede lipsa armurii. Dacă ar fi avut teroriștii armură în momentul ăsta, Swifter și Modo să facă double pick acolo, poate se așteaptă la așa ceva, cu siguranță nu la Edim, dar face un singur kill. Modo vine cu refragul aproape de limita smoke-ului și o rotație rapidă în site-ul B. Se intră către site-ul B destul de rejel, utilitățile sunt acolo pentru băieții ăștia și vedem cât de precauți sunt și cât de bine se organizează băieții de la OneTap, dar este un element surpriză, Zeuț acolo care îl doboară pe Smek. Cu toate astea, Modo reușește să doboare încă un jucător din line-up-ul Sinners. Să vedem cum se descurcă Kunkka acum, rămas în viață, un ultim jucător versus 2, este double pick acolo și funcționează pentru GeoHype, îl doboară pe Kunkka într-o manieră structurată, evident, și mă aștept de la Rider să pornească cumva inițiativa asta. Kunkka este acolo să tragă către main, dar Smek, double kill pentru el, vine și triple kill-ul în cele din urmă, bineînțeles versus Echo. Să vedem cât de multe daune simte, poate simte Smek aici. Echo un Echo Cobra. Excelent, 4 fraguri. Bine meritate. Să vedem cum resping atacul. Foarte bine entry din partea lui Rider. Hey, Smek, a doborât bossul, să zic așa, bossul începutului de meci. Zeuț, cu o repoziționare foarte bună la parcare, dar ratează. Vedem în continuare cu echipierii săi care fac kill după kill acolo. Modo, Swifter, Exe, Rider este singurul care a reușit să doboare în ultimele secunde un jucător de la OneTap. Dar avem un 2 vs 2 acum și situația este destul de dificilă pentru ambele echipe. Să vedem dacă Sinners pot întoarce această rundă în favoarea lor. Și acum îl vedem pe GeoHype, care s-a strecurat și vine din Ivy acolo, îl doboară pe Adron. Ultimele șanse pentru Edim, cu polarul în mână. Atenție, Edim îl știm de obicei cu arma, dar este cu USP-ul acolo și în contact direct, este doborât. Așa că OneTap se distanțează destul setup, de... poate se descurcă mai bine. Zeuț, ai spus că o să culeagă acest polar și se duce, e posibil acolo, a intrat și fără flash, a fost prins, se așteptau. GeoHype și Modo profită de poziționarea lor și pierd runda de arme. Da, OneTap n-au făcut nimic decât să aștepte push-urile. Răbdarea și-a spus cuvântul. Sinners au încercat în diferite părți ale hărții să pușeze, însă n-au avut succes. E o rundă destul de bună din partea lui celor de la primele două etape. Arată foarte bine, foarte bine OneTap. Smek încă o dată afară, reușește să doboare un jucător, dar Adron, până acum ipostazele în care am văzut kill-uri din partea Sinners au fost în rundele de Echo, cu acele digăle în mână. Rider și el de asemenea reușește un kill acolo, pune mâna pe un AK, eu aș zice să continue cu digăle că merge. O situație bună pentru Sinners acum, au avantaj 4-3, o poziție bună și pentru Edim aici, nu este știut, două fraguri, excelent. GeoHype 1 vs 3, rundă grea pentru Geo. Să vedem cum se descurcă aici GeoHype. Într-adevăr, 1 vs 3 nu este armură pentru jucătorii de la Sinners, dar Rider, în sfârșit, pe tabelă. În continuare pentru OneTap, să vedem ce ne rezervă această rundă. Nu are sens să vorbim despre economie, dar Edim doboară acolo pe Modo și încearcă agresivitate cu polarul și funcționează. Două kill-uri pentru el, să vedem dacă reușește și al treilea acum. Edim, deja a făcut două, triple kill pentru Edim și Kunkka vine să-l ajute acolo. Swifter rămâne ultimul în viață versus 4 inamici. S-au supărat băieții de la Sinners acum și nu trebuie să-i acorzi foarte multe șanse lui Swifter. O să profite de asta, să vedem cum o să încerce să-l incubeze acolo jucătorii de la Sinners. Și Swifter face încă o victimă, 1 versus 3. Cred că va reuși kill-ul. Ratează și deja este știută poziția.
murit jucătorul cu cea mai multă viață. Swifter trage și face și al doilea kill de pe site-ul la poziția. Amândoi au Kalashnikov în mână și cred că Zeus să-l vadă primul aici. Ce timing a fost acolo, era absolut cât pe ce. Vedem că celor de la Sinners le lipsește sniperul din cauza faptului că au murit foarte mulți în runda trecută. Zeus? L-a ratat acolo Zeus pe Schmeck, cred că nu se aștepta să pușeze din pantă mică și să fie împușcat de acolo. Poziție bună pentru Kunkka aici, poate facă 3 kill-uri, double kill, triple kill. A revenit Sinners în rundă. Vai de mine ce a reușit să facă Kunkka aici, s-a pus și pe bombă, să vedem ce face Swifter acum. Este doborât de către Edim Kunkka. Kunkka, extraordinar push acum. Nu te redresezi după lovitura pe care tocmai ți-a acordat-o Kunkka. Într-adevăr, structură și Geohype și Swifter intră tare din rampă mare acolo. Zeus încearcă să recupereze, doboară un singur jucător. Schmeck este doborât, după cum ai spus tu, au doborât un pilon important din ofensiva One Tap. Așa că sunt curios să văd cum o să se descurce 3 versus 4. Zeus este deja în poziție. Polarul este un singur jucător care ar putea să-i pună probleme acum și acela este Modo și o face Ryder, îl doboară totuși pe Swifter. Kunkka își face și el treaba în Z, doboară un jucător, 1, 2 versus 2 în momentul de față. Atât Ryder cât și Modo nu au destul de multe puncte de HP, dar nu contează pentru Modo. Să vedem până la urmă, Kunkka spray transfer nu este acolo, double kill pentru Modo și 9 pentru... Încă o dată, 2 băieți la verde, să vedem ce face Kunkka, plici foarte bun. Execuția de așa natură, dar atât Swifter cât și Geohype au venit acolo și au răspuns în aceeași manieră. Să vedem dacă acest 3 versus 3 o să aibă un alt deznodământ decât cele cu care am fost obișnuiți din partea Oantea până interesantă acum. Pentru ei, SoundQ-ul este acolo și Ryder îl doboară pe Exe. Acel smoke nu a făcut încă tranziția, dar Modo se strecoară cumva la Old Bomb și îl doboară pe Ryder. 1 versus 2, dar Zeus este acolo, ține foarte bine și îl doboară. Jocul mult mai încet pentru Tero. Să vedem ce se întâmplă pe harta acum. Îl vedem pe Schmeck încă o dată că deschide jocul pentru One Tap. Double kill pentru el. Era aproape de un triple kill acolo. Nu a fost îndeajuns de rapid, dar deja 2 pentru el și 2 pentru Modo. O rundă destul de rapidă pentru One Tap, aș putea spune. Nici măcar un minut scurs, după cum spuneam. Și se termină prima jumătate în conflictul dintre One Tap și Sinners. Vedem destul de relaxat, destul de mare. Dar acum, urmărind jucătorii atenți, vedem că Sinners intră către site-ul B acolo. Și cine să-i întâmpine mai bine decât Modul văzusem inițial. Și îl vedem făcând... De fapt, Zeus și Kunkka au fost oamenii care au făcut kill-uri acolo. Double pentru Zeus, Kunkka și el double. Se descurcă excepțional la pistoale Sinners. Până în momentul de față, Schmeck rămâne ultimul în viață. Să vedem ce o să fac acum. Kunkka decisiv, ca și celelalte două kill-uri. Triple pentru el. Mergând către acest obiectiv, vedem deja că Exe acolo doboară pe Adron și se intră în rampă mică. Îl vedem pe Schmeck care are toate informațiile necesare și își cheamă cu echipierii acum la a acționa. Îl prinde acolo pe Edim. Este un smoke care să blocheze intrarea către site-ul B, dar vin kill-urile din partea OneTap și acum avem un 2 versus 2. Nu există armură acolo mare pentru Schmeck, dar nu pare că are nevoie de așa ceva. Final boss, final boss Schmeck. Final boss Schmeck, ne trebuie skin pe Schmeck. A văzut acolo Zeus pe Schmeck. Acum are informații despre Geo, îl vedem că are și armură. Dar nu și-a luat un fight foarte bun Geo acolo, a fost... Cred că da, așa pare. Să vedem cum țin One Tap acest site. Adron acolo cu entry. Are tot site-ul acum, dobărându-l pe Exe. Modo cu o ratare neașteptat din partea lui. Are acolo informații despre un player care este situat în fața trenului de la pantă mare. Geo, un pic de info aici cu Edim? Nu pot să cred. Nu pot să cred că s-a uitat Edim. Situația s-a transformat în favoarea celor de la Wanda pentru o secundă. Pentru o secundă, dar Ryder și-a luat direct, a aruncat acau, mi-a sniper-ul, vă eu. Hai să vedem. Modo cu entry pe Ryder la rampă mică. Geo cu poziție se ampliază. Prinși amândoi. Acolo Exe deja deschide seria flagurilor. Double kill pentru el, dar Zeus trebuie să răspundă cu polarul. A făcut o double kill pentru Zeus. Ce kill a făcut acolo Zeus. Modo vine și el cu refragul.
dar avem un 2 versus 1. Edim rămâne ultimul are, în viață, îl doboară are pe are și informații acolo, cred, cu Geo, îl știe, vedem că stă cu ținta. Dar cred că era presat un pic de timp. Cred că era vedem presat. Că... foarte bun pic, foarte bun pic, lui Zeus. Ar trebui să accelereze. E bine întâmpinate acolo. Este un singur jucător care ține Ivy-ul și Modo o face cu succes. Trage acolo Snake. Un kill pentru el. Unul pentru Exe. Dar Atron reduce din diferență. Double kill pentru el. Asta ar putea să însemne foarte multe lucruri. Și Zeus îl doboară pe Modo. Polarul a căzut. Geohype este ultimul rămas în viață. Un FAMAS pentru el. Se confruntă cu un AK și un Polar. Dar îl doboară pe Atron acolo. Geohype pune mâna pe vedem cum abordează acum situația. Este acolo Zeus. Așteaptă, cred că o să vină nou scopul, dar până la urmă face picul și îl doboară și arunda. Dacă ar mai fi fost un ca pic... doi jucători, acum o să fie destul de incubați acolo, dacă o să se descurce cum trebuie și Mac face asta deja, îl doboară pe Kunka și vine și Joe Hype. Nu au intrat. L-am mâncat crocodilul. Nu au intrat acele alice exact unde ar fi trebuit să ajungă și Zeus face ravagii. Două kill-uri deja cu Polarul. Rămași în viață, Swifter și Schmeck. Să vedem câte poate obține Schmeck, cu toate că a reușit un prim kill în pop acolo. Doboară și bomba, Swifter își face treaba și Deagle-le fac ravagii pe site-ul ăla. Rider este ultimul în viață, nu are foarte mult HP și câștigă runda one tap la Echo. B. No comment, no comment. Not like this, not like this, Sinners. Ratează acolo, poate își spală păcatele acum. Edim deja îl doboară acolo pe Exe. Vine și Modo cu un kill. Oare face și următorul kill? Nu se întâmplă. Adron îl doboară cu acel Tech Knight. Dar vine și Joe Hype din spate. Armele își spun cuvântul în momentul de față. Dar avem un Polar în mâinile lui Adron. Să vedem cât de discusit este el cu această armă de calibru mare. Vedem pe One Tap. Foarte bine, se folosesc de utilități. Însă N-au reușit mort. Sinners. Dar cu toate astea sunt 4 jucători rămași în viață. O armă contează extraordinar de mult. Dar să vedem cât de muzeuț îl doboară totuși pe Schmeck acolo. Și Swifter face și refragul. Avem un 4 versus 3. Au fost în situații asemenea oantea până acum. Dar par destul de motivat Sinners. Da, vedem foarte multă răbdare din partea celor de la Sinners. Zeus cu un frag acolo important pe Swifter. Are informații și despre Modo. Vedem cum imediat s-au dus și au plantat. Modo! Wow! Ce game awareness bun! Să-l vedem dacă reușește și acest clutch împotriva lui Ryder. Au amândoi informații despre celălalt. Însă cred că Ryder e un pic avantajat de armă aici. Vai de mine ce face Modo acolo! Câștigă meciul pentru viață. One Tap 5 viață. Cu 5 viață. După ce a verificat jucătorul care venea din Ivy. Foarte bun picul ăla la Ivy.